Vocea Basarabiei. Forum Radio. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a programului nostru. Și în această seară, cu o deosebită plăcere, vă prezentăm împreună cu Natalia Hădărcă, invitată o emisiune de astăzi, care este domnul Nicolae Gârbu, veteran al războiului de pe Nistru, membru al Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război. Cam așa se numește organizația. Așa, care adunării generale. Adunării generale. Da, care sunt două consilii. Bună seara, bine ați venit. Da, bună seara, străiți. Nu întâmplător sunteți astăzi aici, pentru că la solicitările radioascultătorilor, ei m-au și eu îi ascult, pentru că sunt forumiști, sunt dragi nouă și noi lucrăm pentru ei, pentru radioascultători. Ei au solicitat să invit aici în studio veteranii care protestează în Piața Marii Adunări Naționale, ceea ce am și făcut cu mare plăcere. Domnule Nicolae Gârbu, haideți, eu nu știu, propun să construim emisiunea în felul următor. Dumneavoastră ne spuneți cum ați ajuns în Piața Marii Adunări Naționale, a cui este decizia, cine a decis, de ce și la ce etapă și ce aveți de gând să mai faceți zilele acestea. Ca mai apoi să atingem și alte probleme cu referire la veteranii războiului de pe Nistru. E bine așa? E bine. Vă rog. Deci, toată lumea s-a revoltat la ceea ce au declarat actuali guvernanți. Noi aici, în cadrul emisiunii Forum, despre acest lucru am vorbit cu mult, cu mult timp în urmă. Ziceam că până la urmă aceasta va fi. Vor încerca actuali guvernanți să profaneze cel mai sfânt ce am avut noi, războiul pentru apărarea demnității și identității și independenței Republicii Moldova. Iată că s-a ajuns. Mai întâi, un ministru de externe a zis că la Nistru de fapt a fost un război civil, mai mare prostie nu s-a întâmplat, cel puțin domnul Popescu, ex-ministru de externe de pe atunci, și-a, într-un fel sau altul, și-a recunoscut vina, a zis că e o eroare. Bun. Actualul ministru de externe a făcut-o și mai lată. Președintele Dodon, în loc să acuze impertinența ministrului său de externe, el, dimpotrivă, l-a și mai susținut. Aceasta, desigur, că a revoltat întreaga societate, toți oamenii de bună credință, dar în primul și în primul rând, sigur că da, veteranii de război din 1992. Și, evident, că n-ați putut să tăceți și ați ieșit în stradă. Care au fost, deja vă întrebam, cine a pornit, cum a pornit, de unde a venit decizia? Haideți, bună seara și încă o dată să trăiți. Vreau să vă spun că prima revoltă, a fost prima adunare a veteranilor de război, a fost la data de 8 ianuarie anul curent. Au fost înaintate un șir de revendicări sociale către guvern, având în vedere că toate guvernele care au fost până în prezent nu au soluționat problemele veteranilor de război. Totodată chiar și prezentul guvern, veteranii au pierdut încrederea că sunt competenți, responsabili, au o strategie și o programă pentru soluționarea problemelor veteranilor de război. Pentru a ameliora situația, la data de 15 ianuarie a fost emisă o hotărâre de guvern prin care s-a constituit un Consiliu Național al pentru problemele veteranilor de război. Da, corect. Hotărârea aceea de guvern. Și aici trebuie de menționat că domnul prim-ministru, în hotărârea aceasta, au făcut trimitere la articolul 26 din legea privind veteranii de război, unde se stipulează că veteranii de război se întrunesc, se mobilizează în organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor. Astfel trebuie constatat că această hotărâre de guvern este ilegală, deoarece prim-ministru nu are abilități și competență de a constitui organizații neguvernamentale. Păi, le constituie, se înregistrează numai la Ministerul Justiției. Vedem o implicare, după ce s-au acaparat
toate instituțiile statului și s-a proces la un mod autoritar de dirijare, se încearcă de a subordona și societatea civilă. Deoarece în acest consiliu au fost incluși miniștri, Gaiciuc, alți secretari generali al diferitor ministere, precum ca și cum viceministri, da, dacă ar fi precum în... și vreo 14 organizații neguvernamentale ale societății civile pe problemele veteranilor de război. Dar cel mai important prin această hotărâre, și noi cred că vom discuta data viitoare la Consiliul Național și vom cere anularea acestei hotărâri, deoarece prin această hotărâre se creează un mecanism de a nu soluționa problemele veteranilor de război. Fiindcă acest Consiliu care l-a constituit domnul prim-ministru are competență consultativă. Adică, acele persoane care au fost delegate în cadrul acestui Consiliu, factori de decizii, viceministri, cum spuneți dumneavoastră, el trebuie să soluționeze problemele veteranilor de război. De ce trebuie să-l întrunești într-o instituție care nu este clar, este o instituție statală, este o instituție necomercială, adică obștească, și înaintează propuneri cui? De nou acelor ministeri și factori de decizii care trebuie să soluționeze problemele. Adică diminuează factorul de decizii și nu soluționează, au creat un mecanism. Incredibil, incredibil. Adictălea, ce se întâmplă? Dacă eu corect am înțeles, dar probabil corect. În orice caz, mai întrebăm mai târziu și radioascultători. Eu asta am înțeles, că ministrul Gaiciuc își face un consiliu unde ia o decizie și își recomandă tot lui. Tot corect, ție. Corect. Extraordinar. Corect. Mai mare neghiubii n-am mai văzut. Dar după cum am menționat, adică ministrul Gaiciuc, noi nu vorbim că el nu este veteran de război. Nu, nimeni adică, nu zice. Noi vorbim de ministrul Gaiciuc ca fiind ministru, fiind persoană responsabilitate, o autoritate de stat, ca fiind executivul. Și în continuare, acest consiliu și-au elaborat un plan de acțiuni. Se pune întrebarea cum poate să fie executat dacă ei nu mai înaintează propuneri? Adică guvernul nu are un plan, o strategie de soluționare a problemelor veteranilor de război. De aceea, veteranii de război, la data de 8 februarie, au ieșit la o nouă acțiune, unde s-au întrunit la adunarea generală a veteranilor de război, au venit veterani din toată Republica, aproximativ 3.000 de veterani, și pentru prima dată în istorie, istoria Republicii Moldova, la această adunare au participat veteranii tuturor conflictelor, inclusiv și cei din Afganistan. Este un factor de maturitate, maturitate politică, dacă vreți, fiindcă acești veterani de război, ei toți împreună au luptat pentru libertatea cetățenilor, dar mai ales cei care au luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Noi nu-i divizăm, fiindcă noi avem aceleași probleme. Până la urmă, da. Noi avem aceleași probleme. Și la acest consiliu noi am adoptat o rezoluție unde am înaintat un șir de propuneri către guvern ca să le soluționez. Dar cel mai important, iarăși de noi, pentru prima dată, această adunare, din timp specialiștii veteranii de război au elaborat proiectul de lege privind modificarea legii cu la veterani de război și au cerut instituirea, crearea Departamentului Veterani de Război, adică o instituție în cadrul guvernului, în subordinea guvernului, care nemijlocit să pună în aplicare a legii privind la veterani de război. Fiindcă în prezent, nimeni nu este responsabil de aplicarea legii cu privire la de executarea legii cu la veterani de război. Adică dacă luăm de exemplu fiecare minister sau instituție, Curtea Constituțională execută legea prin la Curtea Constituțională, Curtea de Conturi execută legea prin la Curtea de Conturi, învățământ, sănătate și tot așa. Dar veteranii de război, cu părere de rău, nimeni nu este responsabil. Și iată crearea, considerăm noi, unui departament responsabil de coordonarea activităților administrației publice centrale cu administrația publică locală, serviciile desconcentrate în teritoriu, ar da roade. Mm-hmm. Ar da roade. Plus la aceasta, noi am mai elaborat un proiect de lege ca să modificăm o hotărâre a Parlamentului și cerem iarăși din nou, pentru prima dată în istorie, ca să fie instituită ziua recunoștinței veteranilor de război. Uitați-vă ce umilință!
Da. Numai să facem o comparație. 9 mai este denumită ziua biruinței și a comemorării. 2 martie, ziua memoriei și atât. Adică, noi ne adunăm o dată în an. Ne mai aducem ani de colegii noștri, vreo 400 au decedat în război de la Nistru. Și ne mai așezăm la o masă de pomenire. Dar ce înseamnă recunoștință? Recunoștința asta înseamnă statul. Are stimă și respect față de acești cetățeni. Și nu în zadar apar aceste declarații irresponsabile al unui fost ministru, al unui actual ministru. Oare el are stimă și respect și recunoștință față de cei ce au luptat? Nu, cred. El atentează la securitatea statului, fiindcă cei care lucrează în organele afacerilor interne sau în Armata Națională, dacă tu nu ai stimă și respect, recunoștință față de acel care a luptat, de ce el, în caz de război sau de necesitatea ca să-și apere patria, de ce el trebuie să duc să apere patria? De ce o așa atitudine irresponsabilă? Și noi aici, desigur că o să discutăm această problemă, fiindcă este proiectul de lege. Și apropo, noi venim ca să ajutăm guvernul. Ei dau specialiști să vede că noi cerem bună guvernare, bună gestionare. Fiindcă dacă aceste revindicări, ele sunt foarte simple. Printre altele, ca tot pentru informații pentru cetățeni, în vreo 6 ministerii sunt specialiști în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Armatei și mai departe, Sănătății, specialiști responsabili de problemele veteranilor de război. Se pune întrebarea, nu este vorba de bani. Luați aceste unități, comasați-le, în subordinea guvernului și faceți departament, fraților. Păi da. Păi care este problema? Nu se dorește. De ce nu se dorește, domnul Cărbu? Nu, ei, dintr-un punct de vedere, vorbim de fiindcă ei se tem de o societate civilă activă. Și acest departament, dacă ar fi creat, ar avea și responsabilitățile, ar elabora strategii, ar pune în aplicare legea, ar avea, admitem cazul că vine un veteran de război, că am avut, vă spun cazuri, vine un veteran de război din localitate, unde servește el o cafea, unde îl primește consultație juridică, unii își realizează de el dreptul, dar ce el trebuie să-l cerșească? Din păcate și toată lumea cunoaște acest lucru. Și noi când am propus, apropo, printre altele, imediat noi am propus, după declarația lui domnul ministru de externe și interne, noi imediat ne-am gândit, ce facem? Fiindcă, adică eu am în vedere proiectul ăsta de lege privind instituirea zilei recunoștinței, imediat au apărut după declarațiile irresponsabile la ministrul acesta. Și noi vrem, printre altele, așa și nu știm. Bine, au spus că s-a greșit, nu știu ce a făcut, dar care este poziția guvernului, președinției, a acestui consiliu care l-au creat ei prin hotărâre de guvern vis-a-vis de conflictul armat? Poziția, eu am în vedere, care a fost statutul și rolul armatei Federației Rusă în acest conflict? Vedeți cum tac toți absolut. Noi o să avem, printre altele, acum vreau să fac un apel către toți președinții organizațiilor veteranilor de război că din pe data teritoriu. Nu are importanță. La toate conflictele, că pe data de 19 februarie, la orele 14, noi organizăm o adunare în centrul istoric, Casa Armate, așa că mai simplu să fie o claritate. Invităm toți președinții în așa fel că spunem în dezbatere acest proiect de lege privind la modificarea legii privind la veterani de război, proiectul de lege privind integritatea, precum și vom mobiliza toate forțele într-o unificare a forțelor, în primul rând și într-al doilea rând, pentru că noi trebuie să păstrăm și să spunem care a fost adevărul istoric. Păi da. Neapărat. Și atunci, dacă nu veterani, apropo, printre altele ceea ce aș vrea să menționez, și în caz de necesitate, noi vom apela la cetățenii Republicii Moldova, așa cum au fost ei solidari în conflictul armat și au venit pe poziții. Cineva îi mănâncă plăcinte, nu știu unde se duce, dar noi mâncam plăcinte cu țărână. Am fost. Și cineva se mândrește că nu știu unde îl întâlnește. De aceea, eu sunt ferm convins că și de această dată cetățenii Republicii Moldova vor fi solidari cu veteranii de război. Da. Și domnul Smolnitski, voi mai spune ceva. Prin aceste declarații, domnul Ciocoi vrea război. El a declarat război. Noi știm cum trebuie luptat.
noi suntem gata și înțelegem că toate rerele în prezent vin de la actuala guvernare. Noi nu vrem să luptăm cu actuala guvernare, de ce? Și le-am propus colaborare, colucrare, bun simț, responsabilitate, așa cum se prezintă ei. Noi nu vedem responsabilitate. Și atunci, societatea civilă, veteranii de război, vor fi acel motor care vor impune ca dumnealor a înțeles să miște, fiindcă sunt mai multe probleme care îi vizează pe întreaga societate. Doar o clipă, domnule Nicolae Gârbu, vreau să mă adresez radioascultătorilor 022 844 695 822, prefix de Chișinău 844 699. Acestea sunt numerele de telefon de aici din studio. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Tema discuției de astăzi este conflictul armat. De fapt, este vorba de un război, războiul de pe Nistru 1992. În studio se află domnul Nicolae Gârbu, veteran de război, din participant la războiul din 1992. Domnule Gârbu, avem apeluri telefonice. Dacă insistați să ne mai comunicați ceva cu privire la proteste, m-ar interesa. S-au adunat peste 3.000 de veterani de război. Bun. S-au alăturat și cetățenii ai Chișinăului atunci. Toată lumea v-a susținut. Eu consider că și în continuare orice mișcare și orice solicitare de-a domniilor voastre, a participanților la războiul de pe Nistru, va fi susținut de cetățeni, cel puțin de mai bine de jumătate din cetățenii Republicii Moldova, pentru că cunoașteți, mai bine de jumătate sunt pentru integrarea europeană și pentru unirea cu România. Veți fi susținut, eu vă garantez lucrul ăsta, sunt convins de fapt. Sperăm, fiindcă Consiliul Național al Veteranilor de Război, noi am primit decizie ca să declarăm săptămâna veteranilor de război, am în vedere o săptămână înainte de 2 martie. Noi deja, prin această rezoluție, am proces la constituirea consiliilor raionale, adică în fiecare raion se vor constitui consiliile veteranilor de război. Deja sâmbătă, duminică aceasta, în vreo 5 raioane, se vor constitui astfel de consilii. Noi în fiecare localitate avem veterani de război, adică nucleul, și sunt la noi deja, s-au apropiat președinți de raioane, vicepreședinți, primari, adică ei sunt solidari și chiar și cetățeni simpli, chiar pot să dau, dar n-am să dau denumirea din ce instituții, și m-a mirat foarte mult faptul, o doamnă, printre altul tot la mass media, o doamnă m-a cuprins și a spus: domn Gârbu, dacă trebuiește noi, doamnele, ieșim la protest, la revoltă, vă susținem ca și înainte. Mi-a știți, iată, chestia asta, astfel de declarații, desigur că... Asta e exact ce e, despre ce vorbeați dumneavoastră, dragii mei radioascultători, exact despre ce spunea domnul Nicolae Gârbu. Este vorba doar de recunoștință. Recunoștință pentru... Asta spunea Dumitru Matkovski într-un eseu, sunt cei mai bravi cetățeni ai Republicii Moldova, ai Basarabiei. Voi sunteți veteranii de război. Voi sunteți cei care n-ați așteptat și ați luat arma în mână pentru a apăra independența și demnitatea noastră națională atunci în 1992. Solicităm, desigur, domnul Smoliți, solidaritate și încă o dată solidaritate acum a veteranilor de război și, desigur, ca cetățenilor. Trăim vreme în numele meu și al colegii mele, în numele forumiștilor și a Nataliei Hadârcă și al meu, vă promitem cu siguranță că vom reflecta toate acțiunile dumneavoastră cu privire la tot ce este, ce aveți dumneavoastră de gând să întreprindeți pentru soluționarea problemelor veteranilor de război. Noi vom reflecta aceste acțiuni ale dumneavoastră. Asta vă promitem și asta ne stă în puteri. Din partea mea, mersi mult. Eu consider că și cetățenii, care și cum poate, se vor solidariza și vă vor susține în... Din păcate, iarăși sunt nevoit să folosesc acest cuvânt, nu-mi place, dar nu am încotro în această luptă, pentru că este o luptă de la 92 încoace, este o luptă a voastră, a veteranilor, a noastră, a tuturor, pentru
niște, pentru că într-adevăr doar nu cerșim oameni buni, e vorba de recunoștință. Respectul nu-ți cerșesc, și domnul Smolinski, dar e. În astfel de situație, desigur că noi suntem nevoiți, fiindcă se începe falsificarea adevărului și tot ce aici asta se trecă pentru profanarea. Și eu nu înțeleg, chiar se întâmplă lucruri stranii de tot și actuala guvernare, eu nu înțeleg. Dar ce poți să te aștepți, domnule, dacă președintele ăsta al nostru s-a dus și a anunțat distincții celor care au tras cu arma în proprii noștri, în cetățeni, oameni buni. Unii s-a mai văzut așa ceva. Extraordinar. Cu permisiunea dumneavoastră, vă puneți acest dispozitiv și să vedem dacă cine... Dacă nu auzi bine întrebările, îmi spuneți, să înțeleg da, că dispozitivul da, lucrează. Neapărat. Vă rog, vorbiți. Nu vă aud. Mai încercăm. Da, vă rog. Da, bună seara! Bună seara! Bună seara! Pașa Mușatin! Da, domnul Pașa Mușatin! Deci, acest Aurel Ciocoi, da? Așa. Eu știu personal, puțin, am fost chiar și la dânsul cu o altă problematică. E un parcă de treabă așa. Dar el, nu știu de cine e pus, dar el spune numai pe jumătate adevărul. Ca militar și ca istoric, el spune minciuni, domnule! Da, eu spun, că el spune pe jumătate adevărul numai. Nu! Hai să începem, stați un pic, să începem de la început. Nu vreau să începem nici de la început și nici de la sfârșit. Cine? Sau mă ascultați? Da, vă ascult, eu am părerea mea, eu știu, am informații, Actualul ministru de externe nu a spus adevărul pe jumătate, el a spus o minciună grasă. Uite așa. Nu, l-am ascultat, deci... El a spus o minciună această crasă, dar această crasă, deci, s-a referit la sfârșitul războiului. Pentru că acest lebed, de mai multe ori spunea, budem делать марш Брасов, Кишинев și așa mai departe, deci, dar eu vreau să spun de la început, iată, domnul Gârbă a fost la război, știe, cum poate aceste detașamente muncitorești, la anumit timp, să aibă mitraliere, tancuri, tunuri și așa mai departe și să poartă un război împotriva Republicii Moldova. N-are cum un detașament simplu de muncitori înarmat în cel mult caz cu gaz, cu bastoane de cauciuc și gata pentru a face ordine în caz de ceva. Cum întrebarea, vă rog. Cum, da, întrebarea este că... susținem acest veteranii de război, eu știu personal pe domnul Caraman Anatolie, care mi-a fost comandant. Întrebarea este numai una, de a cere, dacă combatanții cer demisia tovarășelului Ciocoi, că altă soluție nu există și în acest sens este deja plauzibil situația asta de a convoca un simpozion internațional pe această temă. Vă mulțumesc. Da, bine. Ați cerut, da, a solicitat mai întâi de toate, după adunarea generală, noi imediat, aproximativ 3.000 de veterani de război am mers și am protestat în fața Parlamentului, precum și în fața Ministerului de Externe. Am cerut demisia domnului Ciocoi, ba și mai mult, în rezoluția adunării generale veterani de război, am cerut prim-ministrului inițierea procedurii de revocare din funcție a domnului Ciocoi, fiindcă conform Constituției aceasta este inițiativa prim-ministrului. Păi da. Înaintează domnului președinte. Și președintele prin decret are, noi trebuie să respectăm această procedură. Dar până în ziua de azi am spus, noi nu avem, adică am cerut o întrevedere cu prim-ministrul dumnealui, a făcut o mare greșeală că nu s-a întâlnit cu veteranii de război, ba din contra a agravat situația. Sigur. Fiindcă această problemă va fi dezvoltată, pusă în dezbatere la data de 19 februarie. Și noi vrem să vedem acest consiliu care ei l-au creat prin hotărâre de guvern, care este atitudinea celor viceministri, cei ce reiese, că ei sunt solidari cu domnul Ciocoi, atât prim-ministru, cât și președintele țării. Sigur că da. Și atunci eu am și vorbit despre lucrul ăsta și toată lumea cunoaște. Președintele țării a încercat să-i țină apărarea, nu și-am boțin toată chestia asta, să zic altfel. De aceea, dacă cineva-i crede
că acest conflict, conflictul am de dintre autorități și veterani de război, dar nu este vorba numai de veterani de război. Este vorba de toți cetățenii Republicii Moldova, dumneavoastră au scuipat, au intimidat. Da. Și este un act antinațional. Sunt au sfidat. Următorul apel telefonic, vorbiți, vă rog. Vă ascult. Dușin, bună seara, domn Smolnitski, bună seara, domn Hârbu și să românile doamnei Nătălița. Tot omagiu, respectul și plecăciuni în fața noastră și a colegilor de armă, tovarășilor de armă a noastră. Sunt nevăzător. Avem o organizație a nevăzătorilor. Nu mă laud cu asta, dar dacă trebuiește, toți am să ne ridicăm. Și credeți-mă, avem putere de a organiza și de a ieși împreună cu cei care au apărat patria și mamele noastre și viitorul nostru. În privința domnului, așa zis, ministru de externe, nu numai el a spus minciuni, dar și precedentul lui. Și el nu face altceva decât să-și câștige mâncare dintre eu care toarnă Putin. Suntem solidari cu toți combatanții noastre, domn Smolnitski, mulțumim de așa emisiuni și de așa oaspeți. Da, vă mulțumesc. Tărie, cap, sus, pieptul înainte. Vă noi mulțumesc. Suntem cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Astfel de ne încurajează domnul Smolnitski și asta înseamnă că noi avem plină încredere că dacă vă trebuie să vă ridica de la mic la mare. Puneți la îndoială dacă veți fi susținut. M-a emoționat, ne spus spun de și eu. Organizații nevăzători se vor ridica și împreună cu dumneavoastră vor ieși în piață, vor ieși dacă este nevoie să-și apere patria. Mamă dragă! Dar mi se pare că domnul Smolnitski este nevoie. Mamă dragă! Da! Da! Vă rog, vorbiți! Alo, bună seara! Bună seara! Valeriu Usată îmi spune. Da, domnul Valeriu Usată. Vă salut pe toți din studioul. Da. Am câteva întrebări la invitatul dumneavoastră, domnul Gârbu, da? Da, domnul da. Nicolae Gârbu. Așa, domnul Gârbu, deci la protest sâmbătă un veteran participant acolo în piață a dat un interviu și zicea că colegi de-a dumneavoastră, veterani, se află în pușcărie. Deci întrebarea mea, câți veterani se află în pușcărie și unde ei se află? În care pușcărie este prima întrebare. Dar altă întrebare, ce atitudine au veteranii față de armata a 14? Poate trebuie să evacuată și care e rolul acestor așa numiți pacificatori cu care de dumneavoastră ați luptat de fapt? Au ei un rol sau eu cred că ei tocmai își creează această tensiune? A doua întrebare. Deci a treia, ce îndesniri au veteranii de război în ansamblu? Poate o ramură care polițiștii au ceva de toți. Întreb. Și ultima întrebare. Deci ce a amintit domnul Smolnitski, Dodon a depus flori acolo la cei care au împușcat în dumneavoastră, le-a dat medalii, ordine, ce le-a dat acolo, care e atitudinile dumneavoastră față de acest pas al lui Dodon, așa numit președinte. Vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Vă mulțumesc și eu. Da, mersi mult să trăiți. Haideți, o să încep cu ultima întrebare ce ține din lesnire. Dacă dumneavoastră, stimați ascultători, stimați camarazi, cetățeni, ați observat, noi am pus acum accentul pe crearea Departamentului Veteran de Război, care se va ocupa cu politicii, elaborarea strategiilor, monitorizarea, cum se execută legislația, coordonarea activităților între administrația publică locală, centrală, servicii desconcentrate în teritoriu, perfecționarea legislației. Dar vreau să vă spun că guvernul, în mod de urgență, până la 2 martie, trebuie să adopte, să hotărască întrebarea ce ține de statutul egalității și echității veteranilor de război. Ce am eu în vedere? Pa 100 de lei indemnizaționare, de la anul nou, acum încă 200, adică 300 de lei.
apare întrebarea. De ce veteranii dintre al doilea război primesc indemnizația lunară 500 de lei? Iar acești veterani numai 300 de lei. De ce această discriminare? Și dacă dumnealor, într-adevăr, vor, fiindcă noi facem trimitere la lege curie la veteranii de război. Acolo este scris clar, toți veteranii de război sunt egali. Pentru aceasta, dumnealor, trebuiește imediat să repare această greșeală. De ce și-am cerut întrevedere cu domnul prim-ministru? Adică ca să depășim noi această situație genantă. Dacă să vorbim câți veterani de război sunt în locurile de detenție. Da, dispun de informații, noi avem informația de plină câți veterani de război sunt în locurile de detenție, dar vreau să vă spun că unii veterani de război, marea majoritate, sunt în locurile de detenție pentru poziția lor activă, care s-au implicat în unele activități politice. Vreau să rostesc numai familia Valeriu Cucu, care s-a ridicat, a avut poziție civică, n-am să fac aici imagine unui formațiuni politici, și atât din această cauză, dumnealui acum este în locul de detenție. Dacă nu mă greșesc, prima instanță iau 8 ani de detenție. Adică e dureros. Da. E dureros. Ce ține de armata A14. Armata 14 este o componentă a Armatei Federației Ruse și trebuie spus clar și pentru totdeauna. Noi am luptat împotriva Armatei Sovietice, Armatei Federației Ruse, sau mai bine zis, Armata Federației Ruse ne-au atacat. Păi da. Și a fost provocat acest conflict de către autoritățile din partea cealaltă. Da, recunoaștem, era de dorit să fie o maturitate politică a acelor lideri politici pe acea vreme. Dar dumnealor au inițiat acest conflict. Și el se numește conflict înghețat, dar ca atare au niște interese geopolitice. Fiindcă dacă nu era armata 14, nu aveam probleme. Eu țin minte când camarazii mei se certau între dânși și nu știau care să plece, fiindcă erau, ne schimbam din 15 în 15 zile. Atâta, nu că din obligațiuni, dar din patriotism, devotament față de țară, neam, soră, frate, ca să apere pământul. Da. Păi și apare întrebarea, care este recunoștința autorităților? A aceluiași Dodon, președinte, prim-ministru și așa mai departe. Din păcate, nu există. Așa, parcă ați răspuns la toate întrebările domnului Valeriu Usatăi. Să mai luăm un apel. Mulțumesc de întrebare, domn Valeriu. Mai luăm un apel telefonic. Da, vă rog. Bună seara, domnul Smolnițchi. Bună seara, doamnă Natalița. Bună seara. Hadircă. Bună seara, domnule Nicolae. Mersi, Dumitru Munteanu, Călăraș, Chimeliuț. Da, domnul Munteanu. Eu, în 1992, am fost la Palatul Atletic când Mircea Drug a plecat la luptă în Transnistria. Asta este un strigăt la cer, domnilor. Noi suntem alături cu dumneavoastră, dragi combatanți. Eu, ca om în vârstă de 87 de ani, eu nu știu ce facem mai departe. Eu mă adresez către toată lumea, către toți ascultătorii noștri Vocii Basarabiei. Domnilor, trebuie să punem punct acestui dezastru. Guvernarea vorbește că acest conflict a fost civil sau așa, când armata sovietică stă în coastele noastre 30 de ani nici stă aici. Ei trebuie să plătească pentru aceasta, trebuie să plătească bir pentru că stau aici și ne ocupă. Și eu vă rog, domnule Nicolae, dacă
aveți posibilitate, putem să ne întâlnim duminică la ora 12 pe aleea clasicilor în Chișinău, în grădina publică. Da. Aș avea plăcere să comunic cu dumneavoastră. Vă doresc sănătate, să știți că suntem alături de dumneavoastră toți. Toți protestarii care protestăm pentru demisia acestui guverner. O seară bună și vă doresc sănătate și bărbăție. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc mult. Mă voi strădui duminic să fiu la orele 12, pentru avem nevoie să consolidăm toate forțele din Republica Sănătoase. Moldova. Sănătoase, desigur. Da. Dar ei, mare majoritate, domnul Leonid, sunt oamenii care doar sufletul pentru această țară, sigur, pentru acest neam și nu sunt indiferenți. Sigur, asta e de bine, cât susținere. Da, vă mulțumesc mult. Următorul apel telefonic, vorbiți. Nu avem, avem, nu avem, nu înțeleg. Da, vorbiți. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Da, unde numeriți? La Vocea Basarabiei, unde sunați? La radio, da. A, păi, acolo ați numerit, numai îndepărtați-vă de aparatul de radio, vă rog. Da, m-am îndepărtat. Domnul Smolnitski. Da. Andrei Cășmaru îmi spune, Soroca. Da, domnule. Felicitări domnului Gârbu, cum felicitări. Suntem de acord în totul cu ce spune el și mai ales cu aceea că guvernarea adoptează legi care sunt contra cetățenilor. De exemplu, legea pensionării este la articolul 86, nu știu, acolo. N-are nicio legătură cu tema de azi, dar, alo? Da, vă ascultăm, vă auzim foarte bine. Vorbiți. Dar vreau să spun că pentru ce trebuie noi să ținem așa o guvernare care numai de favoarea cetățenilor. Asta e întrebarea mea. Am înțeles. A doilea întrebare este printre veteranii ăștia de război. Sunt profitori, mi-mi pare. Profitori? Alo. Noi pădure fără uscături. Da, vă mulțumesc. Domnul Andrei. Vedeți, într-adevăr, trebuie să spunem că ne aflăm într-o criză economică, socială, politică, dar cel mai grav, ne aflăm într-o criză morală, da, foarte adâncă, dacă se poate, profundă. Deci, noi, iată, nu în zadar, am declarat săptămâna veteranilor de război cu scopul de a ne deplasa instituțiile de învățământ, de a ne socializa, de a discuta cu cetățenii, de a-i mobiliza, de a ne solidariza din nou cu dânșii, fiindcă guvernarea actuală se străduie să ne marginalizeze, ca să uităm ce a fost. Dar, iată, deplasându-ne, oamenii spun, voi sunteți acum acea forță în jurul căru noi putem să soluționăm, să impunem guvernarea ca să respecte integritatea, să nu cheltui bani, să cheltui eficient, dacă se poate de spus, banul public. Da. Dar ce ține de profitori, că să nu intrăm în altă arie de discuții, ce ține de veterani de război? Înțelegeți, domnul Andrei, corect, desigur că noi acum suntem cei care am ieșit în piață mai puțin. Avem, avem nou unele riscuri. Riscuri, fiindcă acei care sunt profitorii devin loiali și lor alei mai ușor surge dintr-o căruță în alta. Adică de când vine guvernarea, decât să lupți, nu știi pe cât termin, cu unele riscuri, păi oamenii devin loiali. Asta e cel mai strașnic pentru Republica Moldova, de ce ești noi trăim. Eu altfel, dar bun. De data asta o stac. Bine. Așa îmi zici că sunt... Dar vreau să vă spun că marea majoritate a veteranilor de război sunt oameni cu coloana verticală, sunt oameni, sunt patrioți. Nu spun în discuție. Și sunt o uscătură din pădure se mai întâmplă, este evident. Vă rog, următorul apel telefonic, vorbiți. Da, bună seara. Bună seara. Mă numesc Nicolae. Da, Nicolae. Domnul Smolnitski și doamna Hădărcă și cu domnul Nicolae. Da. Îi salut cu mare Da, asemenea și dumneavoastră, salutări. Domnule Nicolae Bărbu, asta, da. Bărbu, cum nu știu cum se zice. Cârbu. Să accept, să accept. Mulțumesc, corectare. Da. Domnule Nicolae, de ce nu v-a
adresat dumneavoastră, am o propunere. Ce nu vă adresați dumneavoastră, asta e întrebare. Nu, asta, procurorul general a nostru. Să facă ordine, dacă el e pus să facă ordine, înseamnă că el trebuie să facă ordine, orice, și înseamnă asta. Cu ce ocazie se el în fruntea statului? Dumneavoastră, nu știu, nu trebuie să văd numai dumneavoastră, dar toată republica trebuie să adreseze lui. Și dacă el, din caz, nu face ordine, dumneavoastră trebuie să faci un demers la procuratura generală de la Tribunalul Internațional de la Haga, să vede acolo un procuror general să facă ordine la urma urmei. Cât se poate, cât se mai poate să stăm noi într-un stat capturat? Iată ne întrebare dumneavoastră, dacă puteți să faci numai în modul ăsta, alte cale nu există. La revedere, seara frumoasă! Mulțumim, domnul Nicolae. Am vrut să precizez care general? Procurorul general. A. Este vorba de ce nu vă adresați procurorului general ca să-l destituie prin metode legale pe actualul președinte din funcția pe care o deține. Noi știm că sunt intentate unele dosare penale, inclusiv și țin de finanțarea unor formațiuni politice din exterior, precum și finanțarea dubioasă a formațiunilor politice din unii agenți economici. Și apropo, printre altele, dacă să facem o inventariere, o analiză, 70% din toate contratele de achiziții publice din Republica Moldova revin familiei de partid. Adică miniștilor, deputaților, oamenilor loiali și așa mai departe. Țara, într-adevăr, este coruptă. Dar pentru ca noi să ieșim din această situație, noi în primul rând trebuie să vezi care este situația, diagnoza, așa să zicem, corect. Diagnoza să o punem corect. Mm-hmm. Și dacă atunci când este țara coruptă, trebuie să o începem de la o societate civilă activă și desemnarea oamenilor pe criterii de integritate. Ce vrem noi de la acest ciocoi dacă el este străin pentru interesele naționale, pentru tot ce aici se petrece în Republica Moldova? El apără interesele altor state. Ce vrem noi de la acest parlament dacă marea majoritate au fost finanțat din străinătate? Legile Republicii Moldova se plămădesc undeva în altă parte. Și aici nu mai se votează. De ce noi, și apropo de procurorul general, trebuie să înțelegem corect, pentru a face ordine în țară, nu ne trebuiește voință politică, în primul rând, noi nu avem. Da. Și ne trebuiește specialiști de forță care spun în aplicare legea. Specialiști, profesioniști care spun în aplicare legea. Deci, iată, în primul rând, noi, desigur că noi, veteranii de război, nu este vorba că acum, la momentul, da, desigur, înțelegi, noi abordăm probleme ce țin protecția socială, dar noi nu suntem indiferent de ce aici treci, în Republica Moldova, la general. Și noi, la adunarea viitoare, vom înainta unele propuneri ce ține de situația economică și socială. Socială și de actul de guvernare. Uh-huh. Și de actul de guvernare. Deci, și în prezent, nu zadar, adică este, noi avem un plan de acțiuni și vom elabora o strategie pe o lungă durată. Fiindcă noi am luptat și am transmis guvernanților ca ei să guverneze, să gestioneze treburile statului eficient. Ceea ce ei nu fac. Ceea ce noi am ajuns, vedeți și dumneavoastră unde am ajuns, la o sărăcie totală și corupție. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul apel telefonic. Vorbiți, vă rog. Nu vă aud. Vorbiți? Alo, bună seara. Bună seara. Sergiu Chișinău. Da, Sergiu Chișinău. Salut pe doamna Natalia și pe domnul Gârbu și pe dumneavoastră, domnul Leonid. Am vrut sondă că n-am auzit omul și ăla când a spus că profitor. Domnul Gârbu știe câte mine au fost și în Binder, unde uzina de reparația camazurilor, el știe bine dacă a fost acolo. Apoi care profit? Eu vreau să-l întreb pe omul ăla, care profit? Nu, n-ai înțeles, Sergiu, n-ai înțeles. Eu înțeleg, dar ați ieșit, ați făcut un lucru bun. Nu, n-ai înțeles. Împotriva cui ați ieșit? Întrebarea n-ai înțeles. Nu, întrebarea n-ai înțeles-o. N-am înțeles, da? Da, acum și ți explic, Sergiu. Trei secunde. Deci, da. Forumistul a întrebat. Printre rândurile
veteranilor care cu adevărat au participat la conflictul militar, care au ținut arma în mână. Și eu am fost acolo în calitate de ziarist, dar asta nu înseamnă că eu am fost implicat. A, am înțeles. Există foarte multă lume care folosește de sine acest caos și au luat legitimații, iată despre ce este vorba. A, am înțeles. Domnule Gârbă, dar până dumneavoastră n-ați avut cu dumneavoastră filtrul lui Maia Sandu. A, iată, așa. Bine. Eu asta am înțeles. Eu n-am întrebare, întrebare. Scuzați, vă rog, că n-am înțeles. Aia că așa voi vă grăbiți și apoi pe urmă spuneți că Smolnițchi este dur. Când o să faceți meeting-uri sau să s-a întâlnit veteranii și undeva și duminică, luați măcar un microfon și o casetă acolo și scrieți și transmiteți pe oamenilor să știe, bă, ia că așa-mi vrut, asta e întrebarea mea. Mersi, mersi. Iată, în sfârșit ne-am clarificat și cu, iată așa, forumiștii noștri. Eu v-am zis, luați stilou și fiți atenți la întrebări. Este vorba de... zicea domnul Sergiu din Chișinău, așa se prezintă, că atunci când organizați dumneavoastră proteste, la aceste proteste să fie înregistrate și transmise la Vocea Basarabiei. Eu o să vorbesc, o să transmit conduceri, deși conducerea postului de televiziune și radio ascultă în fiecare seară emisiunea noastră, așa că nici nu trebuie să transmit, pentru că ei singuri au auzit. Și cam aceasta parmise. Ei, cu profitorii ne-am clarificat, nici nu are rost. Ultima întrebare, probabil. Vă rog, vorbiți. Vorbiți sau nu vorbiți, că nu vă aud. Nu vorbiți. Da, vă rog. Alo, alo. Da. Două secunde, Alie cu domnul Dușeni. Da. Lui domnul Gârbă vreau să-i spun, n-ascultați oameni de ăștia care vă trimit la procurorul general, care tot așa, dintr-o aceeași treu că se hrănesc. Cum l-a dat pe Voroni în jos strada? Așa i-am dat și pe ăștia. N-ascultați, vă trimit în cancelarie cerească. Vă mulțumesc, scuzați de emoții. Da, mersi mult. Fiecare instituție, fiecare funcționar public are misiunea și atribuții, competențele lui. Dar noi știm ce facem și ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, ca de făcut ordine în țară. Da, sigur că da. Eu vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru participare la această emisiune. Noi cu Natalia Nătălița o să facem o știre neapărat unde o să vociferăm ceea ce a zis nevăzătorul, omul cel nevăzător. M-a cutremurat discursul domniei sale, neapărat mâine o să transmitem pe tot parcursul zilei acest discurs a domnului. Mi-a scăpat cum îi zice, dar îl găsim. Mi-am fixat aici minutul când a vorbit. Ceea ce v-am promis noi cu Nătălița rămâne în vigoare, autorii acestei emisiuni rămâne în vigoare, aveți nevoie de susținere, o să vă susținem. În rest, vă doresc perseverență, ceea ce dumneavoastră deja aveți, vă doresc sănătate, ca să puteți și de unde nici nu bănuiești, că într-o bună zi întreaga populația Republicii Moldova se vor alătura dumneavoastră și până la urmă vom izbuti să scoatem țara asta din impasul în care suntem, din păcate, de prea multă vreme. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Da. Și cetățenilor pentru că se mobilizează, se solidarizează și desigur vreau încă o dată să invit la data de 19 ora 14 pe toți președinții organelor obștești ale veteranilor de război, precum și pe dumneavoastră pentru a monitoriza, a informa societatea. Neapărat. Noi o să... Vă promit, o să, acest aviz, acest anunț a dumneavoastră o să-l mai transmitem în fiecare seară, practic. Și atunci eu cred că mesajul dumneavoastră va ajunge și la cel mai îndepărtat stat din Republica Moldova. Acestea fiind spuse, dorindu-vă ca de obicei pace și liniște în casele dumneavoastră, noi vă spunem pe curând. La revedere! Forum Radio. Forum.